Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, Ciprian Florescu, a mărturisit că a fost denigrat în mediul online în repetate rânduri. M-au făcut hoț, m-au făcut bandit, m-au făcut prost, m-au făcut prost crescut, m-au făcut analfabet, m-au făcut needucat, mi-au atacat familia, soția. Sper din suflet să nu se ajungă și la copii, însă vreau să vă spun că ceea ce se întâmplă în momentul de față este extrem de vizibil și la un moment dat copiii noștri, ai celor implicați în fenomenul politic, pot citi colegii copiilor noștri. Legea pedepsește astfel de practici, însă anchetele penale sunt destul de greoaie. Din nou, Ciprian Florescu. Din nefericire, și folosesc încă o dată acest termen, legislația în ceea ce privește mediul online nu este foarte bine pusă la punct și rău intenționații au posibilitatea, repet, în spatele acelor pseudonime să îți aducă o grămadă de injurii, de critici. Ceea ce este mai dureros este că se practică inclusiv atacuri la adresa familiei. Deși au fost date publicității stenograme în care postacii care îi susțineau pe democrați liberali erau plătiți de PDL în fiecare lună, în Gorj nu se promovează aceste acțiuni. Copreședintele PNL Gorj, Dan Vâlceanu, cataloguează comentariile postacilor ca fiind imorale. Până la urmă, eu n-am tratat subiectul ăsta niciodată așa. Sunt oameni care te simpatizează și oameni care nu simpatizează cu tine sau cu partidul din care faci parte. Și, da, nu m-am gândit niciodată că sunt postași plătiți care să mă atace în mediul online. Dacă sunt, asta e, mi-asum un... Vă pot spune doar atât. N-am apelat la practica asta niciodată, nici n-am de gând să apelez. Mi se pare inutilă, sincer. Și nu cred că poate aduce rezultate. Pe de altă parte, este și profund imorală. Alți politicieni au găsit modul de a scăpa de comentarii răutăcioase pe internet. Nu au cont pe nicio rețea de socializare. Aurel Popescu, viceprimarul municipiului Târgu Jiu. Personal nu am văzut asemenea atacuri pentru că foarte puțin frecventez rețelele de socializare. Chiar m-am ferit de acest mod de comunicare. Eu nu cred că atunci când vreau să lămuresc anumite lucruri poate mai puțin plăcute cu o persoană, prefer să discut față în față pentru că sunt genul de om care discut deschis fiecare problemă în parte și în niciun caz nu prefer să atac prin presă sau prin online pe nimeni. Nu mi se pare corect acest mod de lucru și îl dezaprob total. Cel mai recent exemplu este Elena Udrea. Presa centrală scrie că plătea câțiva studenți cu o pizza și o bere pentru a-i denigra rivalii politici în mediul online și pentru a-i lăuda acțiunile. De altfel, de multe ori, postacii se adresează și împotriva jurnaliștilor.